Chișinău, copilăriei mele era mult mai frumos. Cred că nu mai există cam nimic din ce mi-amintesc eu din Chișinău, copilăriei mele. Toate acele mici cafenele care existau, la care mergeam, care nu mai există nici azi, s-au dărâmate, s-au construite cafenele noi, centre comerciale, urâte, foarte urâte. Nu era atâta capitalism în jur, nu era atâta publicitate, nu erau atâtea panouri, nu mai știu. Era mult mai curat cumva, arăta mult mai modest și lucrurile erau cumva mai mult pentru oameni. Acum, din păcate, lucrurile s-au transformat în privat, fiecare metru de pământ este vândut, aparține cuiva. Nu a rămas mare treabă din Chișinău în care am copilărit. Ce înseamnă copilăria în oraș? Tu, de fapt, ai crescut așa, pe asfalt? Da, cred că copiii își găsesc tot timpul ce să facă și eu am jucat foarte mult fotbal în copilărie, eram pasionată de fotbal și asta a fost cam ocupația mea de bază în copilărie. După, dacă mi-amintesc bine, erau foarte populare tot felul de jocuri, gen noi ne jucam de războiul și erau rușii și nemții. Respectiv, ne cumpărau părinții pistoale, nu mai știu, era tot felul de armament. Era mai mult o educație de genul ăsta, dacă o să-mi amintesc bine, și la școală ne educau într-un spirit așa mai vine dușmanul, trebuie să știm să ne punem masca antigaz. Da, era o educație mai patriotică, eu n-am prins momentul ăla în care... Tu n-ai purtat cravată? Kalashnikovul îl făceau la școală, dar frații mei... Dar cravată pionerească ai prins? Da. Am prins și am fost pionier. Не заметили? А почтальоны ходили? Не видели? La un moment dat, cred că relația cu tata, pentru mine, devenise un moment în care, cred că asta era perioada de adolescență, în care devenise enervant, pentru că toată lumea îmi tot spunea, a, Nicoleta, ești fica lucrătoare, și atunci era cumva, îmi dădeam seama că să ies din această poziție e destul de complicat, că o să fiu tot timpul copilul lui tata, nimic mai mult decât. Da, bine, în timp foarte repede am depășit acest Dacă moment. Dacă nu erai copilul lui tata, ai fi avut alte lecturi, oare? Nu știu, eu lecturile oricum mi le-am construit cumva singure. În același timp mi le-am construit și din cărțile pe care le-am avut acasă. Da, cărțile îs biblioteca lui tata. Tata nu m-a influențat atât de mult în lectură. Îmi putea sugera din când în când o chestie pe care am citit-o el, dar... cumva mi-am construit totuși lecturile singure. Adipsie, aerofobie, anemie, cifoză, cistită, colicistită, diaforeză, dizenterie, encefalită, fobie, glosită, hipoestezie, imunopatie, ipohondrie, lipotimie, microencefalită, meningită, miopie, necroză, nevralgie, oligofrenie, paralizie, paranoia, piemie, poliomelită, psihopatie, rachitism, ramolisment, schizofrenie, scleroză. Tată, trebuie să-ți spun ceva! Tată, acesta nu este un mesaj de adio, o scrisoare sau o cuvântare. Nu, știi foarte bine, nu mi-au plăcut niciodată cuvântările. Nu, acesta este un eseu. Da, un eseu. A, nu, să nu crezi că am început să scriu, nu. Nu, n-aș vrea să ajung ca poetul patriot Grigore Vieru.
Mai trudnic steag și mai cu pace nu am văzut și nici mai sfânt ca steagul roiului tău mare după omul țării fluturăți. Nu, 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 nu. Eu aș vrea să scriu... Plouă, 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 babele se ouă. Vezi că el acceptă statutul ăsta mai întâi tatăl tău decât scriitorul Nicolae Snecu? Nu știu, îmi povestea mama la un moment dat un caz care se pare că a fost destul de frustrant pentru el. Cred că a fost cineva de la, nu mai știu, era o chestie de reparație în casă și venise cineva de la Moldova Gaz și a cerut actele și sau când s-a văzut în acte Iesinencu a zis, a, sunteți tata lui Nicoleta Iesinencu? Și mama povestea că tata a reacționat așa cam ciudat și s-a dus în bibliotecă și a luat o carte de-a lui și a dus-o și a dat-o și a zis, uitați-vă că și eu scriu cărți. Tată, acesta este un eseu pentru un concurs anunțat de Clubul Tinerilor Prim-Miniștri. Ce mi-a dat țara mea și cu ce am răsplătit-o eu? Tată, eu n-am să particip la acest concurs. Eu nu corespund cerințelor. Faptul că rămâi aici, că continui să te alimentezi din spațiul ăsta, că scrii aici, activezi aici, înseamnă că e o relație cu țara ta. Care e relația cu spațiul ăsta, cu zona asta? O relație foarte complicată, de fapt. O relație, nu știu, de... Pentru mine de căutare continuă, de a înțelege. De a înțelege, începând de la istorie, societatea, cred că absolut tot ce se întâmplă și în politică, și în situația economică, și în țara în care m-am născut, pentru că eu totuși m-am născut într-o țară care se numea Uniunea Sovietică, mie mi-au povestit cu totul altceva la școală, și momentul de, pe care îl trăim azi, acest vis european care apare, nu știu, eu nu am un raport foarte frumos cu țara în care trăiesc și chiar aș putea zice lucruri foarte urite la adresa țării. În același timp îmi dau seama că țara suntem noi și oamenii care trăiesc aici nu sunt veniți de pe altă planetă, tot din părinții noștri vin, tot din bunei noștri vin. E mai complicat să înțelegi unde nu merg lucrurile și să încerci puțin câte puțin să faci să se miște. Noi mergem la Teatrul Spălătorie, aici unde îmi petrec eu fiecare zi, cred că, în ultimul timp. Și... Zi-mi câți oameni au cheie de la ușa asta? De la ușa asta, la moment, au mai multă lume, că sunt repetiții și... Fiecare vine să repete cheia lui? Da, fiecare vine să repete. E chiar mai multă lume care are acces acum la spațiu. Și, de fapt, pentru asta și-a fost conceput acest spațiu. Sus este o spălătorie. Mai auzim din când în când în timpul spectacolilor și, bine, mai mult în timpul repetițiilor, mai puțin în timpul spectacolilor, cum spală mașinile sus deasupra noastră. Titlul ne aparține nouă echipei care are grijă de acest spațiu. Noi am găsit acest spațiu, am zis că am vrea să jucăm aici și atunci titlul a venit din spațiu. Noi fiind cine și cu ce ocupație? Noi fiind patru oameni, la început eram cinci oameni care au stat la baza teatrului. E vorba de trei actori. Viorel Pahome, care între timp a plecat și nu mai face parte din echipă. Doreana Talmazan și Irina Vacarciuc, două actrițe care pe lângă faptul că joacă în spectacolele pe care le avem, au grijă și de partea organizatorică. Și Nora Drogan, care stă acolo, la calculator și cred că și care va servi fierii cu ceai și cred că care se ocupă de vreun buget, ceva. În principiu, orice activitate implică responsabilități. Acum, bineînțeles că în spațiul ăsta responsabilități sunt și de alt gen care chiar nu
ne plac foarte tare, dar odată ce ți-ai asumat și vrei să faci teatru și asta e, aceasta este situația la moment, trebuie să treci printre niște, nu știu, peste niște lucruri, cum ar fi să ai grijă să fie curat, să ai grijă să comanzi berea la timp, să plătești facturile, nu știu, chestii care, bineînțeles, că nu ne plac, dar care fac ca locul să funcționeze și oamenii se simtă bine aici. Cu actorii am făcut și spectacole înainte ca să existe acest teatru pe care le prezentam sau în alte părți. Spectacolele pe textele tale? Da. Sau chiar mai mult în străinătate la un moment dat decât aici. Era un moment în care cred că eram mai mult plecată și îmi făceam toate treburile undeva în afară. Jucam spectacolele în liniște și chiar prietenii din străinătate cumva mă convingeau că e ok așa. Cred că eu m-am liniștit cu gândul ăsta într-o perioadă de timp și nu mai încercam să fac nimic aici. Și la un moment dat am înțeles că nu, bineînțeles că nu o să facă nimeni în locul meu. Și necesitatea totuși de a prezenta aici devenea tot mai mare și mai mare. Și atunci ne-am lipit noi, ăștia care eram cel mai aproape și pentru care era important să începem să creăm ceva mai stabil aici, să jucăm mult mai, nu știu, cumva regulat. Vine lume foarte diferită. Vin, în primul rând, oameni nu neapărat reaparțin unui grup, să zicem, lingvistic. Vin și români, și ruși, și foarte mulți străini. Vine lume care este interesată de artă, cumva. Lume interesată de muzică. Vine lumea să întâlnească lume bună. Ce se întâmplă, de fapt, în spațiul ăsta? Cum se lucrează aici? Ce se face aici? Acum se lucrează, sunt mai multe lume, de fapt, care lucrează în același timp concomitent. E un regizor invitat din România, care e în rezidență la Spălătorie, David Schwartz. Nu este primul, s-a mai avut invitați regizori din România aici. Primul din ei a fost Bogdan Georgescu, care a stat și el în rezidență la noi și a montat un spectacol despre legea antidiscriminare. Și avem mulți prieteni în România, regizori cu care colaborăm, din când în când mai vin și joacă spectacole aici și când avem posibilitate financiară, invităm să monteze, pentru că asta e mai important pentru noi, acest schimb de experiență de lungă durată în care ar putea sta aici, în care cineva din afară ar putea vedea Moldova, ar lucra cu actorii direct și încercăm destul de des să invităm oameni din afară și nu doar din România. Am avut regizori și din Polonia invitați ca în rezidență, din Germania. Cred că avem deja 4-5. Și toți vin subiectele astea sociale, teatru social? În principiu toți vin și își fac subiectele care interesează. Noi nu încercăm să le dictăm ceva sau să le direcționăm cumva. Îi ajutăm doar în documentare și le oferim spațiu și ce putem mai mult decât atât să le ajutăm pentru procesul de muncă. Dar în principiu teatrul pe noi mai mult ne interesează partea socială și politică a lucrurilor, respectiv și oamenii pe care îi invităm sunt interesați de social-politic. Eu cred că rolul artistului ar trebui să vorbească despre ce se întâmplă în societate și pentru că în societatea de astăzi politicul dictează tot, ar trebui să vorbească și despre politic, dar n-aș face-o niciodată, nu mă tentează sub nicio formă și îmi pare, cred că, cel mai murdar lucru care există în lumea asta este politica. Da. Dacă accepti să o faci, trebuie să mergi până la capăt și acolo chiar e
trebuie să calci peste cadavre, cam asta e jocul. Curios că atunci când ne-am propus să facem emisiunea asta, mă gândeam că o să vorbim despre dramaturgul Nicoletescu. Mm-hmm. Cu știu că poate că am consumat jumătate din timpul emisiunii și am vorbit despre orice altceva. Ce mai scrii? Ce mai faci? Am scris destul de mult și am scris nu doar teatru, am scris și texte care pot fi jucate, am scris texte care pot fi citite, am scris eseu. Eu prefer să le numesc pur și simplu texte, când că se mai întâmplă că lumea deschide textele mele și zice, asta e un poem, că așa construiesc eu cumva textele mele, că poate seamănă cu un poem. Nu știu, am... Nu știu la ce cap o să iau. După Europa, asta a fost acum 10 ani în urmă. În 10 ani totuși chiar am scris. Piesa cu care ți-ai deschis tu, da. Ți-ai făcut intrarea. Da, cu piciorul am intrat. M-am deschis ușa cu piciorul, cred că așa ar fi. Cam... Piesa care a fost montată la Chișinău? Piesa care a fost montată la Chișinău chiar de două ori a fost montată. Odată a fost montată în spațiul ăsta de un regizor tânăr, Viorel Pahomi, și odată la un teatru de stat, la Teatru Eugen Ionesco. S-a jucat, știu eu, în Japonia, în Germania, în România, unde a mai fost? Da, s-a jucat, bine, Europa cred că este textul care s-a jucat cel mai mult, nu știu, cred că are peste 20 de montări, eu nici n-am stat să le număr că... Nici, din motivul ăsta nici nu știu câte piese am scris, că tot n-am stat să le număr, nu, asta e scopul meu, să stau să număr cât am scris. Pentru mine contează ce scriu și cum, să-mi dau seama poate unde am, n-am fost suficient de, nu știu, angajată sau unde n-am fost suficient de profundă sau unde n-am avut suficient timp. Mie îmi place să mă întorc la, să rescriu lucrurile, dar să le înțeleg îmi place. Europa, te iubeam la fel de mult, ba poate și mai mult. Nu vroiam să știi că te iubesc. Mi-era frică, mi-era frică, tată, mi-era frică să o văd. Sau poate, nu știu, poate nu frică, poate altceva. Uite, 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 așa ca atunci când sună telefonul și tu scuipi mâncarea în palmă ca să nu vorbești cu gura plină, înțelegi? Scopul vizitei? Vă știu eu ce scopuri aveți. Droguri! Și nu fuma în fața mea că nu ești acasă. Armament? Valută? Câtă? Ce ai în geantă? Tu nu fă pe deșteapta cu mine. Ce înseamnă lucruri personale? Eu cred că tu vrei să cobori aici. Actele la control. Cel mai mult m-a format, de fapt, da, aceste ieșiri în afară în care am avut posibilitatea să comunic cu artiști și scriitori din diferite țări. Experiența de a sta mult timp, nu a merge în turism sau în vizită, dar de a trăi în alt gen de societate în care trebuie să faci ca lucrurile să funcționeze, să stai un an sau jumătate de an sau doi ani, este foarte diferit de a merge pe 5 zile în vizită la Paris. De a încerca, de a înțelege societatea și a comunica și totuși accesul la informație și la expoziție cultură este mult mai mare în vest. Cred că asta m-a influențat cel mai... Atât m-a influențat, m-a făcut să văd lucrurile din diferite perspective și să înțeleg multe lucruri. Și chiar să mă schimb destul de mult. Recunosc că chiar am... Dacă o să mă uit la mine acum, nu știu, 10 sau 20 de ani în urmă, din păcate școala de aici nu mi-a dat foarte mult. Eu continui să cred că școlile aici cam distrug personalități. Din proiectele așa mai mari prin care poate aș trece, am scris un text care se numește Antidot, pe care l-am jucat l-am montat la Chișinău, am avut premiera la Brâncuș, la sala de expoziții, și l-am jucat, am avut un turneu mai mare cu acest text. E, de fapt, un proiect a Goethe-Institut, Europa după căderea zidului Berlinului,
Și au fost invitați, cred că 10 dramaturgi să scrie din diferite țări, să scrie despre Europa după căderea zidului. Textul meu e mai mult despre, e așa mai politic cumva, despre puterea gazului și politica rusească cumva, provocările războaielor și, în spațiu ex-sovietic după 89. Din alte proiecte, nu știu, am scris un text care se numește radical.md, pe care l-am cules de pe online-ul moldovenesc, care este foarte, foarte violent. Adică eu chiar n-am intervenit, l-am lăsat așa cum este. Care trei persoane poartă discuții despre identitate. Și aici lucrurile pot să ajungă foarte departe în această țară și chiar este un text foarte, foarte violent, pe care l-am montat și l-am jucat în cadrul unui festival în Germania. Un proiect mai complicat așa, un spectacol despre Holocaustul din Basarabia și la care am lucrat cred că mai mult de un an. Am făcut documentare împreună cu actorii, am vorbit cu oamenii care au supraviețuit sau cu martorii. Dar de ce ai nevoie să te însoțească și actorii la documentare? Cred că în primul rând pentru că le este interesant. În al doilea rând este important și pentru ei să se întâlnească cu acești oameni, cu personajele vii care au trecut prin aceste istorii, care au văzut cu ochii lor. Nici noi n-am știut că o să găsim materialul atât de dur. Chiar la o parte din material am renunțat pentru că era exagerat de dur pentru un spectacol și n-am vrut să șocăm. Era mai mult decât poveste. Da. N-am vrut să șocăm neapărat, nu asta era scopul nostru. Am vrut să vorbim despre o parte a istoriei despre care nu se vorbește și despre care credem că este important să se vorbească și care trebuie să fie mult mai prezentă și în manualele de istorie. Am mai făcut o colaborare cu o regizoare din Germania, aici la Spălătorie, cu non-actori. Aici erau oamenii vii care își povesteau istoriile în scenă. Este un spectacol despre minoritatea sexuală și sunt părinții unui gay care vin în scenă, avem un copil crescut de o mamă lesbiană, avem un gay în vârstă care își povestește istoria și experiența din timpul Uniunii Sovietice. Mamei nu-i plăcea sexul cu bărbații. Adică cum? Cu tata, pentru că alți bărbați i-a n-avut. Mereu făcea tot posibilul ca să evite sexul cu el. Spunea că o doare capul. Iar cele mai mari sărbători erau atunci când avea cipul. Pentru prima oară, mama s-a îndrăgostit într-o fată când avea vreo 26-27 de ani și era sigură că este unica lesbiană în Moldova. Tata credea că dacă mama se îndrăgostește într-o fată, asta e așa, un joc sexual, nimic mai mult. Însă totul era mai serios și mama a hotărât să divorțeze. Am fost în rezidență la un moment dat în Krems, în Austria, și acolo acea rezidență era în fața unei închisori, respectiv am cerut permisiunea să merg în închisoare, să mă întâlnesc, să fac niște interviuri, erau și români și moldoveni în închisoare, am făcut interviuri și cu români și cu moldoveni de acolo, deci a pornit un alt text și acum a apărut și o carte editată, tot în Austria. Interesant trecerea asta. La pe
pentru mine cred că este valabil și în cazul unui bărbat frumos și unei femei frumoase. Frumusețea umană, cred că asta contează cel mai mult. Cred că omul când este bun, când știe, când este educat și când știe, are picul acela de uman în el, atunci el este frumos. Asta ar însemna pentru mine un om frumos, în ambele cazuri e același lucru.